Acesta este cuptorul de ardere, unde ardem ceramica de orez. E cuptorul tradițional pe lemn. Cuptorul pe care l-am moștenit de la părinți are două guri de ardere, una în dreapta, una în stânga. Eu stau pe o vatră care are un canal în dreapta, unul în stânga și unul pe mijloc. Băgând concomitent lemnele la ambele guri, focul iese pe toată suprafața lui în mod egal. Se dau în jur de 12 ore. După 12 ore, focul ajunge prin obiecte la 20 de centimetri deasupra lor. Ce lemne folosiți? Lemn numai de fag și trebuie 12 ore să stăm continuu lângă el. Să fie același. Aceeași temperatură, adică la început e foc mai micuț și înaintând în ore este foc mai puternic. Iar vasele cum le aranjați? Vasele le aranjăm sub formă de brad. Prima dată stau în centru eu și completez marginea cuptorului, apoi ies afară și completez mijlocul unde am stat. După ce l-am umplut, le acoperim cu niște reziduri, tot din cioburi de ceramică, să stea focul cât mai. Cioburile acelea etanșează și nu este focul chiar așa de repede prin obiecte. Să țină mai mult Să țină căldura mai mult acolo. căldură. E că exact ca un capac pe o oală. Ce să vă mai spun? Și 12 ore Da, durează să 12, fie gata toate vasele. după prima ardere, obiectele se scot a doua zi. Se glazurează și se bagă la a doua ardere. Deci după a doua ardere devine obiectul finit. Și cuptorul din ce e făcut? Din cărămizi și. Cuptorul e cărămidă simplă și pământ. Și așa, ca proiect, cine l-a înființat prima dată și prima dată nu știm. Câți ani are? Nu știți. Nu știu nici eu, l-am moștenit. Așa l-au avut și părinții. Așa l-au avut și părinții, doar noi cu mici reparații, pe unde să mai crapă, pe unde să mai Și dacă, departeze. Doamne ferește, se crapă, cine mai face altul? Mai știe cineva să facă Nu știu treaba? dacă mai știe cineva. Dar, ca proiect, poate mai găsim pe cineva să ne facă din nou, dar îl ținem din reparat continuu să nu se dărâme de tot, că e greu să-l faci cum a fost. Ce fel de lut are în compoziție? Lut e pământ exact cum se folosește și la sobe. Deci pământ, o argilă care totuși ține la temperatură mai mult și nu crapă. Am înțeles. Câte vase intră în cuptor? În jur de, depinde și după mărimea lor, în jur de 1000-1100 de obiecte. Și oricum e rău și vara când e cald, trebuie să stăm continuu 12 ore aici, care e foarte cald și afară, dacă mai sunt și vreo 30 și ceva, vă dați seama Da. că e foarte, foarte greu. Și obiectele mai mici le puneți mai sus sau nu contează? Da, contează. Obiectele mai mici mai sus și nu putem să punem obiecte mici jos și cele mari deasupra. Din cauza că atunci greutatea apasă pe obiectele cele mici și le strâmbă sau le deteriorează oricum. Se întâmplă să se mai strice obiecte Da, la se ardere? mai strică la obiecte și la artele, se strică, dar asta e riscul meseriei. Ce să facem? Deci trebuie să puneți un pic mai multe ca să fiți Da, sigur că. niciodată dacă bagi 100 de obiecte, nu e sigur că o să mai iese 100. Eu știu, un 10% se cam duce și în timpul arderii. Cu pierderile alea nu mai aveți ce să faceți, Nu, că nu. nu se De un poate folosi. obiect deja ars e ciob. Dacă se sparge până l-arde, putem refolosi argila. Am înțeles. Deci nu știți nici măcar ce vârstă are cuptorul ăsta. E sigur mai vechi ca Nu știu, dumneavoastră. da, mult mai vechi, mult mai vechi. Așa l-am moștenit de la părinți și cred că sute de ani, după cum vedeți și satul, era satul Olari, acum e strada Olari, dar dacă ieși de denumirea de Olari, vă dați seama că aici s-a lucrat ceramică de foarte mult timp. Probabil că sute de mii de oale au ieșit din Da, cuptorul ăsta. foarte multe, foarte multe, foarte multe și asta e meseria.